Crăparea și despicarea roșilor apare atunci când schimbările rapide ale nivelurilor de umiditate ale solului fac fructele să se extindă mai repede decât poate crește pielea roșilor. Există două modele diferite pe care le poate lua această daună. Despărțirile verticale de-a lungul părților laterale ale fructelor sunt cunoscute sub numele de fisurare radială și sunt cele mai grave. Acest model de crăpare apare de obicei pe vreme caldă și umedă. Crăparea, care are loc într-un model circular în vârful fructelor de roșii, este cunoscută sub numele de crăpare concentrică. Aceasta apare când roșiile verzi sunt susceptibile să putrezească înainte de a se coace complet dacă sunt lăsate pe tulpină. Indiferent de tipul de crăpare, este bine să recoltați fructele imediat înainte ca acestea să înceapă să putrezească. Ele sunt comestibile, dar vor fi mai puțin aromate decât cele care se maturizează pe deplin pe plantă. Cel mai important lucru pe care îl putem face pentru a minimiza crăparea fructelor este să menținem nivelul uniform de umiditate a solului prin udare regulată în timpul secetei. Ar fi bine să mulcim și puțin solul în jurul rădăcinii cu paie, fân, bulien pentru a menține în permanență o stare de umiditate.